Lucrarea de pe Calea Eroilor riscă să piardă finanțarea. Deputatul PSD Claudiu Manta susține că primăria Târgu Jiu riscă să dea banii înapoi dacă nu va finaliza investiția până la sfârșitul acestui an. Am purtat o discuție cu dânsul referitor la modul de implementare și cum s-au desfășurat acolo lucrările. Evident că nimeni nu este mulțumit de felul în care s-au desfășurat și mai ales de termene, că despre asta e vorba, să mai prelungim încă 4 luni de zile în condițiile în care, atenție, finanțarea expiră la sfârșitul acestui an. Deci dacă nu reușim să terminăm lucrările până la sfârșitul anului, această finanțare va expira. Termenul de finalizare a investiției de pe Calea Eroilor a fost prelungit săptămâna trecută cu încă 4 luni, după ce constructorul nu a reușit să respecte nici termenul de 1 iulie 2022.